ăsta este dulapul meu preferat. De fiecare dată când vin aici, mă uit la dulapul acesta. Nu erau ce trebuie. O să vă las aici niște imagini pentru că i-am filmat, în cazul în care vreți să știți care e treaba cu ei. Călcară mami aici. E nevoie. Super. Chiar mă inspiră Ikea. Dar nu era momentul să fac eu un photoshooting. Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi începem un nou vlog. Unul chiar foarte interesant pentru că avem așa zi de cumpărături, de lucruri din astea necesare pentru îngrijire corporală și alimente și tot felul. Deja am fost și am aici plasa lângă mine. Nu o vedeți pentru că e foarte grea, nu o mai ridic. O să le iau random. În primul rând am luat paste pentru că sunt o mâncare foarte rapidă care putem face din asta de la Barilla și desigur și sos din asta de roșii cu brânză, cu parmezan așa. Apoi, ia uitați, am găsit o față de masă care arată cam așa, e super pentru primăvară, vrem să facem așa prin casă mai de primăvară și ăsta sigur o să arate fain. O să vă arăt cum va arăta pe masă. Am avut nevoie de pâine și am luat așa două feluri, asta pe care deja am pus-o aici lângă mine, o pâine normală și am mai luat un covrig din ăsta așa. Apoi de ronțăit niște tortilla, de data asta am luat cu paprika, pentru că mereu luam cu brânză și am zis hai să mai încercăm și altceva să vedem cum este. Și acum văd că începem cu și produse de astea mai de îngrijire așa, un gel de duș cu jojoba de la Duș Das. Acesta. Apoi, ia uitați cât e drăguț, este un săpun pentru mâini de la Elcos, pentru piele sensibilă și avem nevoie și de un recipient nou, așa că ăsta e super cute. Mai departe, ni s-au terminat dischetele de machiante și am luat să avem pentru că e nașpa când se termină. Tot de la Elcos, nu le-am mai folosit pe astea până acum, dar eu cred că sunt bune. Cred că sunt din bumbac, ceea ce e super. Sper să am loc aici pe masă. Lapte. Și asta foarte important. Un lapte de 3,8%. Șervețele din astea umede de la Tempo. Astea sunt cu aloe vera. Pentru Shiro niște trituri, astea sunt cu curață. Așa, curață și cu vită. Așa, și am luat și cu pui astea pe care vi l-am mai prezentat. Astea de la Vita Craft, foarte mult îi plac. Și de la brandul ăsta îi plac. Nu știu dacă exact pe astea le-a încercat, dar îi plac. Așa că are și el nevoie de trituri. Mai departe, ne-am luat măști de față, pentru că n-am mai folosit de ceva timp și e nevoie. Din astea de la Garnier sunt preferatele noastre, sunt efectiv cele mai bune. Astea sunt pentru piele sensibilă, așa pe roz. Și astea sunt cu vitamina C. Așa. Încă niște șervețele umede, dar de data asta cu mușețel. De la Hacle. Șuncă. Două tipuri de șuncă pe care o folosim pentru pizza. E foarte bună pizza, care o facem în casă. Încă ceva dulce, niște napolitane. În acestea, încă niște șervețele de astea, dischete de machiante. Pentru WC o chestie de asta, ca să miroase totul frumos.
Așa. Astea folie pentru mâncare. Așa. O să le pun la loc ca să am loc. Măsline, tot pentru pizza. Zahăr vanilat, că și asta s-a terminat, am făcut gris cu lapte și a terminat. Tofifi, stocul de dulciuri. Așa, ceva interesant, vrea Sada să se vopsească cu roșu, așa că și-a luat niște vopsele de la Sios, Color Glow, și astea ar trebui să se ducă după 8 spălări, așa că abia aștept să văd cum îi stă. Lămâie, că și asta e bună. Haideți că acum pot să ridic plasa. Mi-e mai simplu așa să vă arăt ce mai am de aici. Un fixativ de la Nivea. Diamant. Apoi spray, pentru că am nevoie de spray-uri. Este de la Nivea Black and White. Invisible. Și ăsta de la Dove. Ăsta hidratează pielea, te ajută dacă te iriți ușor sau așa. Ăsta e bun că nu vrei să se vadă și vrei să te asiguri că nu îți rămâne pe bluză sau ceva. Demachiant, tot de la Garnier. Ăsta îl folosim și e super bun. Mi s-a terminat, așa că am mai luat unul. Pastă de dinți, pasta de la Colgate. Și să vedem ce mai... laptele meu de ovăz. Laptele ăsta îl folosesc în cafea și îl ador efectiv. Îmi face diminețile mai bune. Ăsta vi l-am arătat. Mai luat și un de ăsta micuț așa, de travel. Cute. Îți foarte drăguțe. Și mai am ceva, cred că v-am arătat totul. Încă ceva și cred că am terminat. Mai am două chestii să vă arăt. Am luat un gel de duș de ăsta de la Nivea. Ăsta ne place nouă cel mai mult pentru că îți hidratează pielea. Este pentru piele sensibilă. E super fain. Crem soft. Și ultima chestie. Am zis să încerc... Asta e ca un fel de budincă. Nu știu, mi s-a făcut mie poftă și vreau să încerc ăsta. Da, și cam astea sunt cumpărăturile noastre de la magazinul alimentar, să zic, cu chestii de beauty și așa. Iar acum vrem să ne ducem la mall, pentru că are mami un pachet de la Bershka. A venit timpul să facem în sufragerie un loc mai primăvăratic, așa că am adus aici lângă mine tot ce am nevoie. În primul rând, fața de masă pe care v-am prezentat-o și în hall, abia aștept să văd cum arată. Apoi am aici niște șervețele din astea așa primăvăratice, cu păsări, flori și fluturi și tot așa. Tot felul, foarte, foarte frumoase mi se par. Și azi dimineață ne-am plimbat cu Shiro și am adunat niște păpădii pe care vrem să le punem aici pe masă. Așa le-am pus. Foarte fain, mi se pare că arată. Nu trebuie neapărat să cumperi flori ca să îți faci fain prin casă. Și haideți să începem. O să pun prima dată fața de masă și după aceea continuăm cu restul.
vă ziceam în hall că ne ducem să luăm comanda de la Bershka și ne-am dus, am luat-o, doar că nu a fost să fie, ca să zic așa. Și acum am mamii niște, hai că fac gălăgie cu ăsta, le pun după, vă povestesc prima dată și după aceea punem și șervețelele. Și-a luat mamii niște Adidas de la Bershka, care seamănă cu aceia negri pe care vi-am mai prezentat eu în vlog și în haul, cred că, nu sunt sigură, dar în orice caz vi-am prezentat. Doar că nu erau ce trebuie. O să vă las și aici niște imagini pentru că i-am filmat, în cazul în care vreți să știți care e treaba cu ei. Ideea e că au dantelă și dantela aia se murdărește foarte repede, este greu de spălat. Și nu merită, din punctul nostru de vedere, pentru că, totuși, deja era murdar când i-a scos din pachet și, da, nu merită. Adică seamănă cu aceia negri, doar că având dantela aia sunt cam inutile așa, mai ales că nouă ne place să-i purtăm la blugi în general și când ne mai primăm cu Shiro și în tot felul de locuri așa și atunci trebuie să fie totuși dintr-un material care se spală ușor. Da, cam asta am vrut să vă zic cu ei. Și acum haideți să continuăm cu șervețelele, care nu știu de unde să le desfac. Doamne, cât de faine sunt! Efectiv, zici că e o pictură. Și le punem aici frumos. Superb. Și totul arată mult mai bine acum. E foarte frumos. Și o să mai revin cu update-uri. Am venit până la IKEA pentru că le trebuie un stander, așa că vă mai arăt ce mai găsim pe aici fain. Locul acesta e foarte fain dacă ai o terasă. E superb. Îmi place. Camera asta nu era când am venit data trecută. Wow, ce fain. Îmi place cum au aranjat. Uite și acolo ne vedem. Hello. Ursul ăsta fain, pe care nu l-am mai luat data trecută. De data asta e cu preț. Ioi, ce drăguțu-i! Ioi, uitați-vă la el cât de drăguțu-i! N-ai cum! O cameră în culori așa mai închise. Foarte interesant. Nu este neapărat pe stilul meu, dar îmi place. Și florile lor artificiale arată atât de real. Wow! Bună din nou! O găsi mami un bu de la Bianca. Așa o cheamă pe mami. Pentru cei care nu știți. E chiar fain, e supor pentru cărți. Oare are pe mai multe litere? Sau numai cu B? Poate bu de la Buch? Da. Bücher? Da. În germană. Da, uite, B-urile. Ce fain, îmi place cum a făcut, e foarte fain dulapul ăsta. Foarte fain. Hai să facem o poză să vedem. Da. Am găsit, aici sunt. Cât costă, nu? 5 euro? Da. Oh, e ok. Ar veni 25 de lei, cam așa. Un exemplu de bucătărie cu cămară. Aici avem camara, microunde, tot felul. Și în partea asta, la alta, aici o masă, să ne dea și un focus. Chiuveta. Aragazul e aici.
să vedem. Drăguț. Și îmi place galbenul ăsta. Asta e cuptorul. Aici putem vedea cum ne-am putea organiza frigiderul. Ce interesant! Să vedem un alt exemplu de cameră. Aici cred că e gândit dacă ai avea mai mulți copii sau ceva de genul, mă gândesc. Iar aici avem niște sertare. Interesant. Sunt multe și destul de încăpătoare. Cam așa arată din partea asta camera. Și dulapul acesta e imens, dar nu știu cum se deschide. Na, păi, sincer, nu știu cum. Oare se trage? Na, să știți că nu știu cum se deschide dulapul acesta. Să vedem cum s-au gândit la baie. Cam așa, avem și niște flori. Bună! Aici avem prosoape și o hala de baie. Tot felul de chestii. Chiuveta asta e joasă. Bună! Din nou. Și vedeți că pe acolo putem vedea camera. Ce fain arată paravanul ăsta. E interesant, e așa ca la spa. Da. Așa-i? Da. Chiar la spa. Ia să vedem dacă pot să mă vezi prin. Nu se vede, deci chiar nu se vede că ești acolo. Bine, doar prin găurile astea, dar pe aici chiar nu se vede. Ce tare. Aha. Pe ăsta îl căutam noi? Da. Am găsit standerul, yay! Și nu e foarte mare, da? Da, 20 de euro. E foarte bun. Că am mai avut să-mi dau unul. Și uitați acolo, dacă și ne dă focus așa, poți să-ți pui papuci acolo și aici haine pe umeraș. E super. Și așa se numește Riga, dacă vă interesează. A, uite, și mai avem încă unul. Ba da. Pe ăsta nu cred că am apucat să-l prezint și vouă. Deci mai e unul cu 10 euro, Mulig se numește, și e mai micuț, n-ai suport pentru papuci, dar și ăsta e foarte fain. Și da, uite că mai e unul pe negru. Da, se mai scump, dar probabil că e mai stabil așa. Ăsta se numește Turbo și costă 50 de euro. Și cam așa arată. Deci e suport interesant, de ținut hainele pe el, aici. Cred că se ajustează în funcție de cât de mare e peretele, de lățime, vezi? Da. Poți să-l pui așa, dacă e spațiu mai mare sau mai mic, îl ajustezi acolo. Foarte fain. Îmi place camera asta. E așa cu tente de bej. Foarte frumos. Și tablourile astea sunt super, pentru că cumva îți dă impresia că camera este mai mare. Ia să vedem cât costă planta asta. Cred că e artificială, 30 de euro. Ce drăguță e camera asta. Îmi place rozul. Și aici îmi place cum e organizat. Asta e ca o măsuță așa de make-up, cu lumini, doamne, cât de fain! Ador! Și în patul acesta, așa ca de prințese. Lapte bună! În
Îmi place și zona asta cu coșul de aici, așa, cu oglinda. Super, chiar mă inspiră Ikea. Ăsta este dulapul meu preferat. De fiecare dată când vin aici, mă uit la dulapul acesta și mi se pare superb. E așa din sticlă și mi se pare că arată atât de elegant. E... îl ador. Și încă un lucru care îmi place super mult. Ia uitați, aici înăuntru are niște compartimente pentru bijuterii. E genial. Cam așa arată și parcă aici, da, și aici avea un compartiment super fain. Cam așa, pentru tot felul de lucruri. Superb. Patul ăsta cred că e visul oricărui copil, deci să ai și loc de joacă și pat în același timp. Noi de astea ne făceam singuri când eram mici. Ia uitați cât de tare! Acolo te joci și acolo mergi la somn. Foarte drăguț. Asta e o bucătărie pentru copii. Cât de cute! Ador! Cât de faină e făcută! Deci dacă aș fi avut un copil, i-aș fi luat o bucătărie de asta, că e prea drăguță. La Ikea au și câteva lucruri în materie de rechizite. Să ne uităm puțin, pentru că nu m-am uitat. A, uite, astea sunt pentru tablă, marcere pentru tablă albă, acuarele, pensule, carioci. Foarte fain. Nu am încercat niciodată de la ei. Scrieți-mi în comentarii dacă voi ați încercat ceva de genul de la Ikea și dacă sunt bune sau nu. Ioi, pentru copii! Foarte drăguț! Hai să merg mai aproape ca să-l vedeți. Doamne, cât de drăguțu-i! Lămpile astea mi se par faine. Cred că vi le-am prezentat și în celălalt video, dar am zis să vi le prezint și în video ăsta, că sunt prea drăguțe. 20 de euro ăsta și ăla tot atâta. Am ajuns în zona de plante, am zis să vi le arăt așa puțin pentru că sunt faine. Uite, astea sunt perfecte pentru primăvară și au tot felul de plante din acestea verzi, foarte faine de pus în cameră. Sunt superbe și de plastic, dar arată foarte real. Să mai vedem și pe aici. Superb. Și astea de aici sunt foarte faine cu așa un alb, roz și un pic de verde. Au și plante din astea mai mari, ca niște copăcei. Pe ăștia vreau să-i văd. Vai ce fain sunt, îmi plac de numai. 50 de euro costă unul, scrie aici. Și ăsta așa mai mare e 60, dar ăsta de aici, ăsta îmi place. Am ajuns la depozit și trebuie acum să găsim standerul. Gata, am găsit standerul, uitați-l, îl cară mami aici. Acum mergem la casă. Update, am venit să-mi fac poze cu rochia aceasta de la Zara, pentru că e prea drăguță. Și da, am purtat-o în vlogul cu Dachau, doar că atunci da, nu era momentul să-mi fac eu un photoshooting și nici cordonul nu a stat prea bine. Sunt și în vârf.
vedeam cum eu și pozele, dacă sunteți curioși.